popcorn! Sau un culant ceva. Du-te, bă! Bă, ești prost! Cum se aude? Bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să punem evacuare pe Tesla, așa cum ați văzut și în titlu. Mulți o să vă întrebați cum pui tu evacuare dacă nu are gaze de eșapament. O să vă explic toate în acest video, dar înainte de asta v-am să vă arăt ce am pățit eu la Tesla între timp, cum s-a făcut condensul la stopul din dreapta la Tesla, pentru că cum ar trebui să arate în mod normal. Am mai întâlnit Tesla care au pățit treaba asta, dar am văzut și la alte mașini că mai pățesc treaba asta, în principal mașinile noi. Nu știu exact care este situația, e bine că o să fie schimbat gratuit, așa că haideți să vă explic cum urmează să montăm noi o evacuare pe Tesla. Așa, tată. Eu ce mașinuță drăguță. Nu cred. Doamne, cum arată mașina asta. Iată-ne în traficul din București. N-am mai făcut un vlog cu camera de pe cap de foarte mult timp. Acum e pentru prima dată când fac și din traficul de București. Hai să vă povestesc cum am ajuns să iau eu evacuarea. Am primit un mesaj de la un abonat: de ce nu pun evacuare pe Tesla? Și am stat să fac un research, să văd care este situația, cum s-ar auzi, dacă este posibil. Și am dat peste acest sistem Thor. A fost o investiție cea mai scumpă de până acum, de departe, la Tesla. Așa că rămâne de văzut să vă spun dacă am meritat sau nu, pentru că eu am dat banii pe evacuare și evident o să vă spun dacă și-am meritat banii, dacă mi se pare mișto, dacă e fan. O să vedem după ce e montată și ulterior o să vedem și reacțiile altor prieteni de-ai mei și youtuberi. Am discutat cu cei care aduc evacuarea aceasta Thor în România și mi-au pus la dispoziție un voucher de 500 de lei pentru cei care intră pe linkul din descriere dacă vreți să vă luați și voi evacuarea asta, pentru că poți să o pui pe orice mașină și cred că se va auzi mai mișto dacă tu propriu zis ai și evacuare și îți mai adaugi și una. Deci fără să mai stăm la discuții, mergem acum către service și aflăm și noi cum ar trebui să montăm această evacuare fără să avem vreo problemă cu garanția sau cu poliția. Foarte mișto la evacuarea asta e că se controlează din telefon, dar o să vă vedeți toate când montăm evacuarea. Haideți către service. Așa arată cele două evacuări nemontate. Urmează să vedem cum se montează și cum urmează să se audă. Ar trebui să se audă la nivel de un Mercedes C63. Pentru partea de asamblare, cam așa arată spatele mașinii în timpul operației și cam așa arată locul unde se instalează evacuarea. Haideți să vedem acum cum se și aude. 8 ore mai târziu ne-am întors la service, dar de data asta n-am venit singur. Am adus-o și pe Ioana să mă ajute să filmez și ea nu știe, cum nu știe nimeni ce am făcut la mașină. Și nu înțelege nimeni, toată lumea crede că este colant și mulți ați crezut pe story treaba asta. Deci fii atentă ce am pus pe Tesla. Evacuare. Cum adică evacuare la electrică? Nu mai era mișto. Asta a fost gen prank, ca la început, nu? Nu, am pus evacuare pe Tesla. O să vedem acum, nici eu nu știu exact cum se aude, n-am auzit în viața mea cum se aude cu sistemul ăsta. Eu am emoții maxime cum a ieșit, așa că hai să nu mai stăm la discuții și să mergem la serviciu. Din câte am înțeles, sunt șanse că acum când apăs pe piciorul pe frână să se pornească motorul la mașină și de data asta să avem și sunet. Mamă! Tu vezi cum tremură mașina? Da, observ. Ce a făcut la Tesla? Mi-e rău. I-a zis... Aolo. E foarte customizabil, asta o grămadă de setări. A, uite, sport! Eu uzi. Mamă, cum faci? Hai să vedem de afară cum e. Deci, după cum vedeți la spate, nu apără nicio evacuare, nu este nicio chestie. În momentul de față, evacuarea este acoperită, dar nici nu se poate auzi extrem de tare, pentru că este acoperită ca să nu avem noi probleme la Tesla sau cu poliția sau mai știu eu ce. În principal la Tesla, pentru că nu afectează garanția chestia asta și nu avem voie să dăm alte găuri sau toate nebunile. Băi, deci trebuie... Nu știu cum se aude pe filmare, dar se aude foarte tare și tremură și încăpere aici. Ideea este că are o grămadă de moduri. Urmează să vedem care este mai puternic, pentru că momentan e la prima încercare, nu știu exact care este mai puternic. Acum suntem pe un Audi RS7 Sport. Sunt mai multe tipuri: Mercedes, Audi, BMW, Ferrari, rachete, toate nebunile. Și Ioana acum se uită în spate, ce naiba și-a pus asta pe mașină? Cam așa arată aplicația. Haideți să punem pe Corvette C7 Stingray. Hai să vedem cum se aude asta. Mamă, cam așa se aude. Doamne! Ideea este că dacă scutul acela era găurit, se auzea de vreo 3 ori mai tare sau minim de 2 ori mai tare. Prefer să nu pierd garanția pentru așa ceva. Oricum se aude foarte tare. Urmează acum să luăm reacția unor prieteni, să vedem și noi care este situația și eventual să o scoatem puțin la o tură, să vedem cum e în trafic. Băi, ești nebun, dar zici că am motorul în spate. Bine, practic e tova, dar acum e ciudat că se aude motorul în spate. Mamă, cum se aude. Mamă, nu. Mamă, face popcorn! Băi, ești nebun! Da, e mai mișto când ești să o conduci. Și nici nu știu pe ce mod sunt acum. Nu cred că, nu știu dacă e cel mai puternic, habar nu am. O să mă joc o grămadă cu aplicația. Dar îmi place că se simte, frate, că acum am motor. Și când nu, asta e partea cea mai tare. Când vreau să nu am motor, apăs pe un buton în aplicație, pam, e exact ca înainte. Și acum, auzi. Băi, ești nebun cum se aude! Băi, se pus și mai multă adrenalină. Chiar m-a făcut fericit evacuarea asta acum, popone. Nu-mi imagineam că o să mă fac atât de fericit. Mă gândeam că o să fie mișto, dar nu credeam că o să-mi pun așa de zâmbetul pe buze. Că practic e tot mașina mea, dar... Mamă. Cam astea sunt mașini pe care pot să le adaug. BMW, Mob, Jaguar, Lamborghini, Urus, Nissan GTR, M5, Mercedes AMG G63, Panamera, alte moduri să le updatez. Audi E-Ropt, foarte multe lucruri de încercat. Eu o să dureze o grămadă până o să le încerc eu pe toate, ceea ce e bine. Și ideea este că aplicația se și updatează, adică vine cu sunete noi. Dacă vreți să vă luați și voi o evacuare de genul pentru mașina voastră, că e sau nu Tesla, aveți în descriere link și folosiți codul Andrei. Aveți acolo o reducere de 500 de lei la evacuare. Ce ai făcut, frate, la mașină? Că n-ai făcut, nu se vede nimic. Ăla nu știu dacă era așa negru aici, dar... Ce așa? Da, alea nu, astea sunt jantele tale, mă. Nu, astea sunt jantele tale? Da, da. Păi și ce ai făcut, mâncați aici? Eu am zis că îi pune un lip, că îi pune un diffuser de la mișto. Sau un colant, ceva. Du-te, bă! Bă, ești prost! Cum se aude? Dă-te! Ce mișto, dar de unde se aude? Ce mișto e să-mi bag picior. Zici că i-a dat cold start. Uite, vezi? Ce mișto se aude! Mamă, stai că... Megane e res, ia uite! Așa se aude! Asta e resul! Da! Panamera! Ce zici, mă? E forță rău de tot să... Nu mă așteptam, frate, la așa ceva! Nimeni nu se așteaptă la așa ceva! Auzi, că uite-te bine! Unde se aude? Și că nu-i nimic, nu se vedea nimic! I-a pus motor pe Tesla. Trage meganul ăsta. Ulu, stai, mă. E și izolată, mișto mașina, știi? Cam asta a fost videoclipul de prezentare la evacuare. Urmează să postăm videoclipul cu reacțiile în care ne ducem la YouTuber să vedem reacțiile și nu numai. Așa că dacă vreți să vedeți videoul ăla, dați acolo pe butonul de like și abonați-vă dacă sunteți noi pe canal și vreți să mai vedeți modificări de la Tesla. Lăsați-mi idei în secțiunea de comentarii. Eu am fost Andrei, vă pup, ceau!